Astăzi se împlinesc 130 de ani de la momentul în care Carol I era proclamat rege al României, iar România devenea regat. Tot astăzi, Mihai I, regele României, a renunțat la legătura istorică cu Casa Hohenzollern. El a declarat că de acum încolo, oficial, va exista doar Casa Regală a României. Muzeul nostru deține obiecte, zicem noi, deosebit de valoroase din vremea primului rege Carol I, care, după cum știm, a făurit România modernă, cea mai prolifică perioadă din istoria regalității. Muzeul de istorie din Târgoviște păstrează mai multe obiecte din perioada regalității. Din păcate, niciunul nu aparține lui Mihai I. Cele mai valoroase obiecte care sunt expuse astăzi sunt aceste monede, monede aparținând lui Carol I al României, monede din argint. Avem niște litografii cu reduta Grivița, de la Dâmbovița a participat regimentele 7 linie și 23 dorobanți, deci s-au acoperit de glorie. Avem aici tot o litografie dedicată eroilor morți în război de independență și de asemenea o litografie reprezentându-l pe Carol I. Dar și alți membri ai familiei regale sunt vederi, fotografii care au circulat în epoca respectivă. De asemenea, avem medalii, plachete conferite de Casa Regală a României. Orașul Târgoviște a marcat adolescența regelui Mihai I. Acesta a fost înscris în anul 1930 de către tatăl său, Carol al II-lea, la Liceul Militar Nicolae Filipescu din Târgoviște, aflat aici în zona Mănăstirii Dealul. Liceul a fost desființat în 1940.